aducă în calea noastră și pericole de care ar trebui să fim conștienți și în același timp să fim pregătiți să le ferim. Nu aș vrea să spun foarte multe lucruri din acest text acum. Nu este acum timpul pentru predică. Fratele Daniel Cornea este astăzi cu noi și va aduce și dânsul un mesaj pentru noi. Însă, așa, în prima parte a rugăciunii noastre, să ne îndreptăm gândul și mulțumirea noastră spre Domnul. Și să îi mulțumim Domnului pentru an, pentru acest an în care încă o dată am experimentat îndurarea lui Dumnezeu. Pentru încă o șansă pe care o avem de a privi înspre lucrarea mântuirii pe care Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră să o facă. Zaharia, când privește spre venirea în lumea a Fiului lui Dumnezeu, când privește uimit, uluit la modul în care se împlinește planul lui Dumnezeu în vremea lui, el exclamă în versetul 68, prinde Duhul Sfânt, spune versetul 67, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel. Și aș vrea ca și noi în această dimineață, în prima parte a rugăciunii, să venim înaintea Domnului și să spunem, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel. Și binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul bisericii noastre. Pentru ce? Să privim corect înspre planul și spre lucrarea lui Dumnezeu și să putem să exclamăm din toată inima noastră, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel. Și vreau să vă spun că în pregătirea pentru sărbătoare avem această oportunitate de a privi corect înspre planul lui Dumnezeu, înspre lucrarea lui Dumnezeu și apoi a ne îndrepta înspre El cu lauda și cu mulțumirea noastră. Vreau să vă spun că Zaharia, când a venit să se închine și să laude pe Domnul pentru planul mântuirii, el n-a făcut-o pur și simplu într-un mod mecanic. Ci, dacă vă veți uita mai departe la ceea ce spune Zaharia, este clar că acest binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel. Nu este doar o formulă care se sune frumos în urechile altora, ci este pur și simplu un entuziasm, expresia unei bucurii, a unei satisfacții pe care o are să vadă și să înțeleagă lucrarea lui Dumnezeu. Măreția planului lui Dumnezeu. Binecuvântarea pe care Dumnezeu a ales să o facă omenie. Și apoi spune, pentru că l-a cercetat și l-a răscumpărat pe poporul său. Mi-a ridicat o mântuire puternică. O mântuire puternică în casa robului său David. Și în dimineața aceasta, aș vrea ca și noi să observăm oportunitatea pe care o avem în pregătirea pentru sărbătoare. Să privim corect spre lucrarea lui Dumnezeu și spre planul mântuirii sale. Să privim la ceea ce înseamnă esența sărbătorilor. Și să ne lăsăm entuziasmați de ceea ce este cu adevărat important în sărbătoare. Vor fi și de aceste sărbători foarte mulți oameni care se vor lăsa prinși de entuziasm trecător care vine din experiențe și din lucruri trecătoare. Oamenii se vor entuziasma poate prea mult de decoruri, se vor entuziasma poate prea mult de meniuri, se vor entuziasma poate prea mult de programe artistice, de divertisment, se vor entuziasma poate prea mult de distracții și de lucruri care nu au nicio valoare în ele însele. Pentru că ei își caută entuziasmul în sărbătoare și pentru că nu știu exact care este baza și sursa adevăratului entuziasm și bucurii, atunci își fabrică o bucurie artificială. Dar Zaharia vine și ne învață această lecție extraordinară, că dacă vrem să fim entuziasmați și bucuroși și împliniți și să trecem prin sărbătoare ca niște oameni împliniți, noi trebuie să privim la lucrarea lui Dumnezeu și la planul Lui. Și să ne lăsăm cuprinși de entuziasmul acesta sfânt. Ne-a ridicat, uitați-vă ce frumos, ce formulare găsește Zaharia. Ne-a ridicat o mântuire puternică. Cum adică o mântuire puternică? Că izbăvirea pe care o aduce Domnul Iisus Hristos este mai puternică decât orice lanț al robiei care ar putea apăsa, decât orice jug care ar ține încătușat
încătușată omenirea și pe poporul său. Și apoi spune de la versetul 67, tot pruncule vorbind despre oameni, vei fi chemat proroc al celui preanalt, vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui, să dai poporul său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui, datorită mare îndurări a Dumnezeului nostru. O mântuire puternică, o îndurare mare, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții, ca să ne drepte picioarele pe calea păcii. O cale a păcii. Aș vrea în această dimineață să venim înaintea Domnului cu mulțumire și entuziasm. Pentru că toate aceste lucruri despre care Zaharia vorbea și le anticipa, pe care Zaharia le-a înțeles încă înainte ca pruncul Iisus să se nască, toate aceste lucruri ne sunt astăzi împlinite în viața noastră ca și copii al lui Dumnezeu. Noi privim înspre ele trecut, privim înspre mântuirea puternică, privim înspre iertarea păcatelor, înspre jertfa Lui, înspre îndurarea Dumnezeului nostru, înspre lucrarea Lui de iluminare pe care a făcut-o în viața noastră, înspre scoaterea noastră din morți la viață nouă împreună cu Domnul Iisus și înspre îndreptarea picioarelor noastre pe calea păcii. Toate aceste binecuvântări sunt împlinite în viața noastră prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și aș vrea ca aceste lucruri să devină parte a entuziasmului și a bucuriei noastre în această sărbătoare. Și chiar dacă celelalte lucruri își au locul și rostul lor, meniul își are locul lui, garderoba își are rostul ei, toate celelalte, familia, prietenii, alte obiceiuri care nu sunt rele în sine, să tai porcul sau să știu ce, să mergi la colindat sau să mergi la un concert de colinde, toate sunt frumoase, decorurile își au locul lor, dar entuziasmul nostru să nu fie legat de lucrurile de exterior, ci să fie legat de ceea ce înseamnă în adâncul ființei noastre venirea în lumea Fiului lui Dumnezeu. Și să mulțumim că am avut o zi în care am fost și noi atinși de această mare, de această puternică mântuire pe care Domnul Iisus Hristos a realizat în viața noastră. Vreau să ne ridicăm și în prima